Tot mai mulți vânzători ambulanți profită de perioada Paștelui pentru a face bani, iar băcubiții sunt clienții care nu verifică cu atenție produsele, astfel aceștia se pot trezi că au cumpărat carne de câine sau carne altor animale moarte și tranșate, în loc de carnea de miel pentru care au plătit banii. În contextul în care carnea de miel este la mare căutare în această perioadă, specialiștii trag un semnal de alarmă în legătură cu anumiți comercianți. Sunt locuri în care unele persoane vând carne de câine în loc de miel sau de oaie. Direcția Sanitar Veterinară trage semnalul de alarmă în rândul consumatorilor. Mulți comercianți au încercat să vândă carne de câine în locul cărnii de miel, avertizează sursa citată. La această concluzie s-a ajuns după un set de controle riguroase. Avertizmentul vine din partea DSVSA, Giurgiu, care le recomandă consumatorilor înainte de Paște să fie atenți la ceea ce achiziționează pentru a nu fi păcăliți. Sursa citată menționează că sunt multe produse de pe piață care sunt neconforme, iar în acest sens au fost deja aplicate mai multe sancțiuni. În contextul apropierii sărbătorilor pascale, medicii veterinari oficial din cadrul Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Giurgiu au intensificat acțiunile de control asupra respectării măsurilor de asigurare a salubrității și siguranței alimentelor de origine animală destinate consumului uman.